Leul moldovenesc se apreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru joi 30 ianuarie un curs de 19,33 de bani pentru un euro, cu 5 bani mai puțin decât ieri. Valoarea dolarului american scade cu 4 bani, până la 17,57 de bani. Leul românesc se depreciază cu un ban și costă 4,04 bani. Hrivna ucraineană se ieftinește și ea cu un ban și costă 70 de bani. Rubla rusească rămâne la aceeași valoare de 28 de bani.